am pentru dumneavoastră încă o surpriză, că nu vă mai am văzut, păi nu, că nici nu le țin eu, le să nu mai aveți. Acum să nu vă mai obilele. Domnule Iacobov, vă dau aici un bilețel. Citiți dumneavoastră cu voce tare ce scrie acolo și dați-ne un răspuns, vă rog, dacă se poate. Could you please explain which are the main three differences between the coupon swap and the plain vanilla swap? Să explicăm de ce am pus această întrebare și de ce este ea formulată în limba engleză, că ați venit, ne arătați puțin, că o văd aici, pot să o vadă și... Ați venit și ne-a spus data trecută că ați fost plecat atunci când ați fost plecat din țară, ați fost la universitatea asta, Georgetown, și ați obținut un masterat, da? O școală de afaceri. Mi-a zis masterat data trecută, deci nu știți ce ați făcut, domnule? Sigur, am făcut o școală de afaceri. În finanțe internaționale și global markets, da? Ok. Iar eu v-am pus acolo deci o întrebare pe care telespectatorii o pot vedea tradusă în limba română pe ecran. Dumneavoastră o aveți în limba engleză și dacă puteți să ne răspundeți și în engleză, este minunat. Mai citiți o dată ca să auzim. Vă rog, vă ascultăm. Puteți explica care se... Care... Citiți-o în engleză, care... Păi v-am citit o dată. N-am auzit. Facem lecții de engleză acum. Păi nu știu, vă întreb, ați fost la George? Păi am fost acolo 7 ani. În ce vă predau acolo oamenii? În limba engleză. Păi Dumnezeule, și atunci ce vă temeți de limba engleză? Păi nu mă tem, dar eu spun că mă tem de limba engleză. Păi nu, spuneți acolo despre ce vă... E o întrebare în engleză. E simplu. V-ați gândit, e simplu dacă vorbești toată ziua engleză. Eu vorbesc toată ziua românești. Domnule Iacobov, ați făcut un masterat în engleză. L-am făcut cu 7 ani, dacă ce trebuia contează? Să mai stau vreun an prin Statele Unite ca să pot să îmi găsesc reflexele de limba engleză, nu? Dacă vorbesc așa când și când, de 2 ori pe an. Nu știu ce înseamnă de coupon swap, de plain vanilla swap. Nu știu, sunteți mulțumit? Nu știu ce înseamnă eu de să fiu mulțumit? Swap. V-am întrebat. Traducerea care este a întrebării? Deci, cum se traduce? Puteți să ne explicați care sunt cele trei diferențe între de coupon swap. Nu știu ce înseamnă de coupon swap. De coupon swap. Swap este un schimb. De plain vanilla swap. Plain. Nu știu. Ziceți. Păi nu știu, vă întreb. Mai păi explicați care este. Păi nu știu. Înseamnă același lucru, domnule Iacobov. Nu există niciun fel de diferență. Și ce înseamnă? Nu știu. Este o dobândă. Plain vanilla swap. Să ne oprim aici. Luați bila neagră în această seară, domnule Iacobov. Albă, pentru comunicare, domnule. Pe cea albă, cred că mai aveți probleme de comunicare, domnule Iacobov. Da, să ne oprim aici. Am o întrebare de geografie clasa a 4-a pentru dumneavoastră. E o întrebare simplă. Care sunt țările vecine României? Ungaria. Iugoslavia. Mai departe. Bulgaria. Ucraina. Și Republica Moldova. Iugoslavia nu mai există, domnișoara Șandă. Da, așa este. A fost un război acolo. Dumneavoastră sunteți cu relațiile acestea internaționale. Așa este, i-am zis Iugoslavia. Cum îi spune? Serbia să fie. Mă supresc la un test. Vedeți că în teologie nu mi-am dat niciun fel de doctorat. Vreau să vă rog un lucru pentru a vedea într-adevăr. Sigur, nu e vorba de studii aprofundate. Știți rugăciunea Tatăl nostru, domnule Agata? Da, sigur că știu. Nu spuneți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe cum cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre pe cum ne iertăm greșiților noștri. Amin. Mai era ceva? Vreți să-mi dați o bilă neagră? Nu, vreau acum să vă dau să o bilă neagră, ceva. Nu, vreau să vă întreb, mai era un picuț, mai aveți... Bun, sunt emoționat și mi se pare oarecum, vă supărați pe mine? Nu mă supăr pe dumneavoastră. Nu o să spuneți că sunt ironic. Nu știu dacă era chiar locul unei rugăciuni într-o emisiune de televiziune, dar este bine. Nu este vorba de acest lucru, domnule Gata. Primiți o bilă albă pentru că, să zicem, mai mult de 3/4 ați recitat această rugăciune.
Bănuiesc că seara magică, 7 mai 1986, când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, vă este icoană, să zicem așa, în legătură cu clubul. A, da, pentru club, da. Pentru club. Pentru club, da. Da. Nu, se va mai întâmpla niciodată asta. Nu? Niciodată. În România, echipa românească nu se mai poate să facă această performanță niciodată. Ați văzut meciul acela? Bineînțeles. L-ați văzut. Da. Doi jucători de la Steaua au ratat penaltiuri, doi jucători au înscris. Cum? Doi au dat gol la loviturile de la... Cine sunt cei care au marcat și cine sunt cei care au ratat? Nu mai zic. Măcar unul dintre ei, domnule Becker. Nu mai zic. Mă obligați să vă dau o bilioneagă. Dați-mi o bilioneagă. O primiți. Asta este. Dar până data viitoare sunt convins că vă veți aminti. Păi da, nu, trebuie să mă documentez acum. Chiar nu vă... Ați văzut meciul atunci? Da, bineînțeles, am și plâns la acest meci. Păi și nu mai știți pentru cine ați plâns? De bucurie, de tristețe, de pe cine ați înjurat că a ratat? Am plâns de bucurie că a apărat Ducă Deam. Dar nu mai țineți minte cine a dat gol? Nu mai știu. Lăcătuș a marcat? Deci știu că deci a ratat parcă Belodedici. N-a ratat, că nici n-a șutat Belodedici. Nu mai țin minte. Pe Majarul mai știți? Da. A ratat. Nu mai țin minte. Beloni? A marcat. A ratat. A ratat. Lăcătuș? Nu, a marcat? Balinci a făcut. Că nu fac, face școală cu mine la emisiunea dumneavoastră. Deci am spus, nu știu și cu asta basta. Eu sunt genul domn care să mă gândesc, stai puțin că să vezi că nu știu ce. Am uitat și gata. Vă dau o bilă neagră. Da. Pentru bila albă, bilă neagră. Așa. E vremea, zic eu, să aflăm și noi românii în momentul ăsta. Ce era în spatele acestei campanii, domnule Băcanu? Asta e întrebarea de bilă albă, bilă neagră. Dincolo de ziariști, Băcanu, procese și așa mai departe. Curaj și sinceritate, domnule Băcanu. Da. Vă dau o bilă albă. Dacă ne spuneți un nume măcar, da? Da, nu umblați cu plevușcă, așa cum se zice în termeni pescărești. Vreți să mă provocați să vă dau un nume despre care n-a auzit nimeni. Deci, vă dați, eu sunt tip corect. Nu mă luați cu chestiunea asta, că nu mai avem timp. Suntem la final. Nu, că nici nu țin. E de bilă albă, bilă neagră. Eu chiar vă rog să vă păstrați biluțele. Vă rog, sincer. Vă rog. Eu vreau să vă spun, domnul. Deci toate declarațiile care sunt acolo sunt perfecte și sunt tale. Vreau să vă confirm și acum că în spate a fost într-adevăr numele scenariu. Sau... Indiscutabil că numele le știu. Așa. Deci nu vă faceți în sfârșit. Păi nu, dar ați promis în fața electoratului că veți face cunoscute aceste nume. Deci încă o dată, dacă eu nu câștigam cele două procese cu domnul Băcanu, care a fost vârf de lance în această acțiune, atunci ieșeam. N-are loc, rost să ieșim acum la... Dar să știți că primiți o bilă neagră. Deamnă. Nu, eu vă dau această bilă neagră doar pentru faptul că ne-ați promis nouă electoratului. Și noi așteptam la un moment dat să vedem cât curaj are Nicolae Văcăruiu să ne spună la un moment dat aceste lucruri. Nu e vorba de curaj. Este vorba, domnule Văcăruiu. Așa, deci, conspirații din ăsta... Mă urmăriți, Mai avem puțin, vreo 30 dacă de secunde. Dacă era vorba despre Vasile Ion din Gara de Nord, vreau să vă spun... Că îl spuneați. Că vi-l dădeam numele exact. Dar despre ce Vasile e vorba sau ce un alt Vasile, mai mulți Vasile, da, care s-au strâns în această acțiune, n-au reușit. Pot să vă spun că am avut în general o discuție pe această temă. Dură. Cu persoana sau persoanele implicate? Așa, sau și lucrurile am intrat în normalitate. Cosmonitat a spus la emisiunea noastră. Știți că avem o rubrică de final. Am o întrebare foarte simplă pentru dumneavoastră, un fel de, haideți să spunem, e vorba de nostalgia, poate, nostalgia Parlamentului, mai ales că nu sunteți, mai sunteți parlamentar. Răspundeți-mi scurt, candidați la anul? Ați declarat că nu veți candida. Vă păstrați pentru funcția de președinte al PNL? Nu mă păstrez decât pentru funcția de membru al PNL, deocamdată. Am înțeles, că mi-asum această speculație. Aș vrea să vă întreb, domnule Stoica, am pus o întrebare banală. Câți membri are Camera Deputaților și câți membri are Senatul României? Cu alte cuvinte, câți senatori are România și câți deputați are România? Numărul lor, cifra exactă a acestor. Sper să nu greșesc, 143 senatul. Ați greșit, 140. Și 341 Camera Deputaților. 345 Camera Deputaților. Câțiva
parlamentari. Dacă am putea să, da, câțiva, da, mă rog, le combinăm, cifre, să zicem așa. Cifrele poate, exacte nu poate, sunt... Poate dăm un gri, să zicem, în această seară din alb cu negru. Știți că avem testul ăsta cu Bilal Băbilaș? Mă lasă rece, m-a impresionat neplăcut de la început, așa încât nu, puteți face ce vreți cu el. Jucați biliard, ostogolițiile. Două, trei întrebări pentru dumneavoastră. Să fiți sănătos. Dacă sunt de bun simț, am să răspund. Sunt dacă nu, simț. Am să le desfid. Câți locuitori are județul Bistrița Năsăud? Câți locuitori? Da. Nu știu. Și nici nu trebuie să știu. Nu sunt un recenzor și nu. Specialitatea mea nu este statistică. Mă gândesc că sunt... Câți locuitori are cartierul în care locuiți? Câte ferestre are blocul în care locuiți? Domnule Putea. Câți nasturi au cămășile de nasturi la un loc? În momentul câte fire de păr în cap are Bill Clinton? Nu se. Nu vă dați seama ce ridicol sunteți, domnule. Vreți să mă puneți în încurcătură întrebându-mă câți... Ce e asta? Ce e asta? Sunteți senator de Bistrița Năsăud, domnule Putea. Și datoria unui senator de Bistrița e să numere locuitori? Câte consilii locale sunt în județul care v-a trimis în Senatul României? Domnule Puteanu, în Bistrița Năsăud. Câte sunt? Nu, sunt. Câte localități sunt în acest? Câte localități, câte județe, câte litere au numele localităților, câți stâlpi de telegraf sunt acolo, nu-i așa? Sunt multe întrebări posibile și iată-mă profund ignorant. Dumneavoastră, așa cum am spus mai devreme, diploma de bacalaureat o aveți? Da, domnule. Și aveți și probabil studii superioare. Acum, Universitatea George Bacovia, da. Bacău, da. Facultate de Contabilitate și Informatică. Și o să puneți o chestiune radical din ceva, nu? Iată așa. Da, vă rog. Radical, exact. Ați zis mai devreme. Cum am spus? Din nou. Da. Domnule, haideți să vă spun un lucru. Eu știu să vă răspund, dar nu vreau să vă răspund la această întrebare. Dar vreau să vă dau bila alu. Nu dați-mi pe aia neagră, că vă pun eu singur. Domnul, nu răspundeți la întrebarea aceasta. În modul ăsta ați început emisiunea, în modul ăsta ați terminat. Am să vă spun un lucru pentru dumneavoastră și pentru români. Este foarte important că înseamnă cât este radical din nou. Nu dați voie. Domnul Turcescu, sunt computere calculatoare care poate. Felul în care a spus dumneavoastră acest lucru și cum ați început și cum ați încheiat emisiunea, ați încercat sau încercați să reușiți să considerați că omul Sechelariu este un agramat, un necitit și probabil că îl depășește și poziția pe care o are astăzi. Eu vă mulțumesc că mă rugăm. Mi se pare că așa a decurs discuția noastră. Da, astăzi? La modul ăsta, ca dovadă că am știut că am ce mă întrebați, am și gândit. Eram convins că o să faceți asta. Nu, domnule Sechelariu. Domnul meu, eram convins că o să faceți asta. Întrebarea era alta, dar dacă nu ați început domnul radicalul... Nu, dar nu dumneavoastră. Dumneavoastră ați gândit tot dinainte. Domnul Turcescu. De unde știți? Lăsați, domnul Turcescu, ironii sunt timpuri. Dar de unde știți că am dat seama, că îmi dau seama ce gândiți.